Cum ți s-a părut meciul? A fost un meci greu, pentru că fetele fiind mai mari au avut experiență mai multă. S-a văzut diferența. Ne așteptăm ca anul viitor să facem o impresie mai bună. Diferența de vârstă a contat? Normal. Ele au fost mult mai mari, au avut mai multă experiență. Noi jucăm doar la Speranțe și nivelul este foarte mic față de Speranțe. După atâta înfrângeri, moralul vostru, cum este? Noi suntem încrezătoare pentru că noi suntem mândre că jucăm la divizie, reprezentăm Botoșanul la divizie. Nu avem moralul foarte scăzut pentru că știm ce putem la Speranțe și este ca un fel de antrenament la divizie. Ne antrenăm pentru campionatul Speranțe.